Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este primarul demisionar al Capitalei, domnul Dorin Chirtoacă. Domnule primar, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și mulțumim pentru invitație. Sună hazliu, nu știu cum, primar demisionar, primar nu mai știu de care. Principalul că nu se dezlipește de numirea asta. Nu, dar se simte că nici oamenii nu vor asta, clar. Și dumneavoastră ați folosit de acum asta nouă cu demisionar și mai devreme, tot așa, adică se vede clar că e forțat ceea ce se întâmplă și într-adevăr este forțat. Tulburi vremuri, domnul primar. Tare tulburi, da? Nu, tulburi au fost. 2007 foarte romantic a fost. Tulburi au fost până acum, acum sunt vremuri chiar imposibile, după părerea mea. Chiar a ajuns cuțitul la os, adică în secolul 21, în 2018, la 100 de ani de la Unire, să ajungem mai rău ca pe vremea sovietică, ca în anii 37. Mai rău ca atunci nu da. Cum? Că atunci te luau nevinovat, așa cum era, te împușcau și se termina. Dar acum te iau, te murează și te țin așa aiurea și așa toată Republica, toți oamenii. Și singura posibilitate e plecarea psihotare. Bine, e clar că e exagerat, peiorativ. Uh-huh. Evident că viața e mai importantă decât... Partea amuzantă... Dar în secolul 21, după ce ai scăpat de comunism, de Uniunea Sovietică, să revii din nou la cum era pe vremea Evului Mediu și a dictaturilor din asta de tip... Nu-i cazul, nu se merită. Nu-i pentru Republica Moldova, nu-i pentru neamul nostru așa ceva. Dar pentru neamul nostru. Ca pe vremea fanariotă, nu știu cum am așa. Vă întrebați azi și colegul Munteanu, care e diferența dintre așa zisul regim Voronin și așa zisul regim Plahotniuc? Nu, să zicem că Plahotniuc a învățat de la Voronin și Voronin, fiind în Uniunea Sovietică, într-o structură de stat dictatorială, dar cumva structură de stat care răspunde unor reguli de funcționare a statului, s-a mai oprit de câteva ori. În noiembrie 89, fiind ministru de interne, nu i-a plăcut ce se întâmpla pe afară, dar nici n-a deschis focul asupra oamenilor. În 2009, din păcate, deja a mers la măsuri extreme și a ordonat reținerea tinerilor. La 7 aprilie, bătaia aceea din piață, după aceea bătăiele în comisariate timp de săptămâni de zile. Și de la el cumva a preluat iată acest exemplu Vladimir Plahotniuc și l-a dus deja la extremă, la ceva imposibil, la vânătoarea cetățenilor Republicii Moldova, cum am spus și în conferință. Deci au învățat unii de la alții, au preluat unii de la alții. Elevul lui Voronin, ca să zic așa. Adică în 2009, când toți spuneau că vrem libertate, am scăpat, metaforic vorbind, am scăpat de dracu și am dat de taicu, cum se spune, în cazul dat de elevul său. Partea amuzantă... Păi da, cum spunea și Plahotniuc, problema nu este că dracu nu e negru, dacă îngerii nu sunt albi. Adică trebuie să ajungem și noi negri ca dracu, cam așa este, nu? Păi îngerul e alb până la urmă cu dosarul ăsta, cu toate dosarele, nici nu mai înțeleg. Nimeni nu este înger, în primul rând nu există îngeri. Îngerii sunt doar atunci când mergi la Domnul și vorba aia te mănâncă sfinții până ajungi la Domnul, dar până ajungi la sfinți te mănâncă dracii, vorba domnilor avocați, că am mai învățat și alte lucruri. Scădem pe, de asta, cum se mai cheamă, literatură, filozofie. Nimeni nu este înger, nici nu se pune problema să existe îngeri și respectiv demoni. Nu este în regulă dacă s-a ajuns cineva să pună problema așa. Și dumnealui a pus așa problema. Cu dracu și cu îngeri. Nimeni nu este cheie de ușă de biserică la urma urmei. Și cu atât mai mult în aceste părți ale Europei și ale lumii. Dar nici așa în care s-a ajuns că numai dumnealor fac Europa, integrarea europeană și de toate și democrație și luptă cu corupția și restul toți au ajuns să nu mai știe de ei, să nu mai steamă să vorbească om cu om și rudă cu rudă și frate cu frate și vecin cu vecin, să teamă lumea să vorbească la telefoane, la telefon, să vorbească în șoaptă când se văd, să teamă să îi se bată la ușă că va fi arestat și așa mai departe. Și nu e vorba doar de politicieni, de primari sau de, în general, oameni cu funcții în stat. Vorba de oameni simpli. Dovadă chestiunea cu arestatul medicilor. La ce au fost arestați 20 de medici? Cine îmi răspunde mie la întrebarea asta? Am spus că au fost eliberați. Domnul primar. Arestați. Stai un pic. Arestați și eliberați. De ce în general arestați? Cheamă omul, n-a spus domnul Tănase, cercetați toți în libertate. De ce după ce a spus dumnealui cercetați în libertate și lui e scris a dat într-un fel peste nas? Domnul Tănase are un anumit
plan de reformă. Bun. Și nu a reușit. Când a fost arestată o persoană, dumnealui a spus a scris la Consiliul Superior al Magistraturii pentru sancționarea judecătorului care a dispus arestarea acelei persoane. Și după aceea 20 de medici. Deci asta înseamnă să vrei să bagi frica în oameni, până la nivelul omului simplu. Și omul simplu să răspundă la comenzi, ca robotul. A spus Partidul Democrat să fie votat Partidul Democrat și ceilalți din arcul lor guvernamental și Partidul Socialiștilor ca opoziție. Că asta nu e opoziție, e partea regimului. Înseamnă că ăștia să fie votați la comandă să răspundă cetățenii Republicii Moldova. Multă lume v-a acuzat de faptul că faceți jocul lui Plahotniuc pentru că nu demisionați. După ce ați demisionat, am mai auzit că totuși ăsta tot poate fi o înțelegere cu Vladimir Plahotniuc, că ați demisionat. Eu cred că dumnealui, cum spun, are cea mai mare bucurie. Unde nu dai, tot timpul vorba despre dumnealui. Și tot timpul cineva face jocul lui. Cumva ar trebui totuși să separăm apele, să vedem cine face parte din piramida dumnealui și cine nu face parte. Credeți că i-a stricat planurile prin demisia care ați anunțat? Scopul nu a fost să stric cuiva planurile. Dar totodată, în același timp. Nu face plăcere să abordăm. Eu n-am abordat niciodată așa lucrurile și nu, cum spun, nu ader la ideea de a aborda așa lucrurile cu stricatul planurilor. Dar mulți asta spun și Usată asta a spus la băți cu stricatul planurilor. Dacă te joci de a stricatul planurilor, înseamnă că te joci. Și asta e cel mai rău lucru. Am mers pe următoarea cale. Am epuizat toate căile interne și externe pentru a reveni la serviciu. Nu a fost posibil. Înseamnă că mă dau la o parte, pentru că oamenii trebuie să aibă primar ales. Nu numit, nu impus, nu adus cu pluta și așa mai departe. Dumneavoastră, și altă soluție nu era. Dacă aș fi rămas de acum încolo, pentru că legea din martie acum le dă posibilitatea să mențină un primar interimar impus, aiurea, fără lege, fără nimic, până în 2019. Mă refer așa cum a fost pus fără lege. În mod normal trebuie să-l voteze Consiliul. Până în 2019, automat. Și atunci pe mine mă țin suspendat sau ce fac ei pe acolo prin judecată și primarul interimar, așa numit, stă până în 2019, bine mersi, și eu ies că le fac jocul. Iar atunci, dacă aș fi rămas, asta s-ar fi întâmplat. Și tot eu aș fi fost acuzat că am contribuit la treaba asta. Când a început toată istoria asta cu reținerea dumneavoastră și așa mai departe, oamenii... Apropo, ultima emisiune la care am fost, la dumneavoastră am fost aici, la dumneata, și când a fost calamitățile, nu? Acum să nu se întâmple la fel. Bun, acum. Atunci când ați fost luat pe sus și tot așa mai departe, da, oamenii dumneavoastră apropiați, foarte apropiați, da, de ce n-au încercat să-l roage să oprească acțiunile astea pe Plahotniuc, dacă într-adevăr e opera lui Plahotniuc? Așa, hai să o luăm în ordine. În primul rând, reținerea și arestul au fost, într-adevăr, un șoc. Da, se vorbea din februarie încă. Mie mi-au spus clar oameni care au fost în audiență la primărie cu alte probleme, mi-au spus să, în anturajul lui Plahotniuc, să discută că vei fi arestat, că veți fi batjocoriți, Partidul Liberal și Gimpu și așa mai departe, tu arestat, alții și așa mai departe, că nu se rezolvă nu știu ce proiecte imobiliare, că nu mai știu ce alte probleme, nu mai știu. Eu am spus chiar la partid în ședință despre treaba asta, neatrăgând mare atenție sau neînțelegând de ce și pentru ce. Și am spus, pare mi se, și atunci la dumneata aici la emisiune, că nu văd pentru ce aș putea fi reținut și arestat. În momentul în care s-a întâmplat lucrul ăsta, văzând și bătaia de joc în care se face și cum se face și insinuările și toate astea, plus faptul că dintr-o dată te trezești că nu mai ai activitate. Eu eram obișnuit să am activitate și asta cumva a fost nemulțumirea poate cea mai mare, că dintr-o dată nu mai poți face nimic, nu mai lucrezi, nu mai activezi, nu mai, ori asta intra în sânge. După care te apucă stări de revoltă, de nemulțumire, de toate. Și apare... Depresia ați avut? Poftim? Depresia ați avut? Nu știu cum se cheamă asta ca să o pot, s-o pot defini exact, dar cu siguranță am avut stare în care nu mai vroiam nimic, ca să zic așa. Probabil asta, nu mai știu. Nu știu cum se cheamă propriu-zis ca să o pot încadra. Însă, cert este că la un moment dat tragi o linie și îți pui întrebarea, ce este mai presus, demnitatea ta de om sau... posibilitățile de a aranja cumva lucrurile în alt mod. Și totuși demnitatea este mai presus, pentru că altfel ar însemna toată viața să trăiești după regulile dumnealui. Și care este răspunsul cu
cu negocierile la care dumneavoastră încercați să faceți referire. Am spus că demnitatea mea este mai presus și nu merg lucruri de tipul haideți să negociem ceva cu dumnealui. Dar ați încercat să ajungeți la Plahotniuc? Nu, n-am încercat. Da. Mie s-a transmis prin colegi, persoane și așa mai departe, că dacă aș recunoaște ceva, zic ce să recunosc, că n-am făcut nimica. Măcar ceva, măcar un 10% din ce scrie acolo, discuția ar fi alta, repede rezolvăm, se aranjează și se rezolvă și nu știu cum am spus. N-am ce recunoaște, îmi pare rău. Iar demnitatea mea de om nu-mi permite să mă duc într-o chestiune care după aia să-mi scuip eu mie în suflet, ca și cum. Cu ce l-ați supărat dacă e adevărat că asta ar fi mâna lui? În primul rând, nu e vorba dacă e adevărat, este evident pentru că nu are cine altcineva să se ocupe cu asemenea lucruri, pentru că la noi toate chestiunile astea sunt dirijate dintr-un singur punct și nu din instituțiile statului, pentru că ele toate instituțiile statului sunt dirijate de către acea persoană prin persoanele dumnealui interpuse, la Parlament, la Guvern, în structurile justiției și așa mai departe, peste tot, în mass media, unde doriți. E așa, o structură piramidală, caracatiță, cum doriți, așa puteți să-i spuneți. Și cu ce lasă de aranja pe șeful democraților? Nu am un răspuns la întrebarea asta, trebuie să răspundă dumnealui. Eu pot doar să presupun că refuzul de a-i da, dacă vorbim de personal, refuzul de a-i da autorizație pentru construcția unui hotel cu 16 nivele în parcul Grădina Publică Ștefan cel Mare. Am spus despre asta și la ședințele primăriei, poftim cafenea, restaurant, cum a fost și Căguță, da, la 16 nivele, poftim restaurant cu terasă care să fie la nivelul copacilor sau imediat deasupra copacilor, ca să se vadă frumos în jur Parlamentul, statuia lui Ștefan cel Mare, ce mai este. Dar destinația alimentației publică sau sport sau ceva compatibil cu spațiile verzi, adică în locul cafenelei Guguță. S-a cerut hotel cu 16 nivele. Am spus, îmi pare rău, dar o asemenea chestiune prin, nu a fost dumnealui, ca lumea o să creadă că a fost dumnealui, nu, a fost, nu știu, persoane din partea diverse persoane la audiență. 16 nivele în grădina publică Ștefan cel Mare nu este posibil. Același lucru s-a solicitat în parcul la izvor, restaurantul la izvor, pe care l-a privatizat dumnealui prin Sora, prin firma de Ghio Cel Daut și Finpar Invest. Au cerut privatizat prin Igor Dodon, Zinaida Greceană și domnul Copaci, care este acum la Are, au privatizat restaurantul la izvor. În jur au privatizat în mod ilegal, din punctul meu de vedere, și jumătate de hectar de pământ. Am scris la procuratură, procuratura a dat răspuns că totul este în regulă, relațiile funciare nu au fost stabilite între guvern și primărie, deci guvernul putea privatiza. Deși atât pentru guvern cât și pentru primărie, acela este parc, nu este teren oarecare. Deci de ce pentru noi este parc, dar pentru guvern nu este parc, ca să privatizeze jumătate de hectare. După care dumnealui a mai cerut 11 hectare de pământ de la primărie pentru un plan de dezvoltare și și-a mai atribuit prin hotărâre judecătorească, inclusiv Curtea Supremă, două insule din acel parc, cu mențiunea că doar de la restaurantul dumnealui se poate ajunge pe insule cu un pod plutitor, ceea ce este o aberație. Deci, iată acolo o proprietate de jumate de hectar privat, încă un hectar și jumătate în arendă insule și nu am fost de acord să pun la Consiliul Municipal la vot atribuirea în arendă a celor două insule către Finpar Invest sau cum se cheamă firma respectivă. Până la urmă, au obținut toate astea și fără dumneavoastră? Astea nu. Din câte cunosc, nu. Dar hotelurile vor fi ridicate? Nu. Se judecă în instanță, pe la Curtea de Apel, pe la Curtea Supremă, nu mai știu, a fost trimis la rejudecare, ne-am dat refuz la autorizație pentru la certificat de urmărire și autorizație pentru cafeneaua Guguță, între timp ce a vândut-o domnul Cihri de la Mipiace, da? Presupun că eu așa, doar de formă, o vânzare. Presupunerea mea, dar cine știe. Și om așa de supărăcesc că două clădiri a zis că da să vă distrugă viața? Din câte cunosc pentru faptul că îi spune cineva nu la ceva, îi se distruge tot. Nu contează ce. Nu contează că e vorba de o vârf de chibrit sau măgălie de chibrit sau ceva mai serios. Asta dacă vorbim din cele auzite, că personal treabă n-am avut. Iată două situații. A treia situație unde au fost schimbate actele după mine este pe strada Vlaicu Pârcălab, colț cu București. A fost la audiență un deputat PD pentru construcție în locul casei, sau mă rog, reconstrucția casei Știința, ca așa se numea, monument de arhitectură, dacă nu greșesc, și un imobil în curte. Vroiau și acolo 16 nivele. După aceea au spus 9 nivele.
le-am spus după mine, chiar dacă nu există un plan urbanistic zonal al zonei centru, fiind vorba despre centru istoric, o clădire din curtea casei respective, care este monument de arhitectură, nu ar trebui să depășească vizual din stradă nivelul clădirii vechi. Și clădirea veche trebuie restaurată integral. Adică pe plus 4, de exemplu, un nivel al înălțimii medii în zona respectivă. Am dat certificat de urbanism pentru P plus 4 și reconstrucția clădirii vechi. Acum avem demolată clădirea veche, din clădirea veche a rămas numai fațada și s-a schimbat certificatul de urbanism și autorizația de construcție deja în lipsa mea după ce am fost eu ridicat, asta dacă doriți dovadă, motiv de ridicare și de arestare, în P plus 9, adică 10 etaje, acolo în, lângă liceul Gheorghe Asache și respectiv consulatul României cel de pe strada Părcălab. Iată trei motive directe care vizează relația primărie și respectiv dumnealor, Partidul Democrat. Dar și mai sunt acolo cu legea, de exemplu, cu presa, când a fost în 2016 o modificare la codul audiovizual cu prime time-ul, cu nu mai știu ce acolo am avut obiecții. Chiar cu votarea guvernului n-am fost de acord, Filip. Adică Plahotniuc n-am fost de acord cu votarea primului ministru Plahotniuc, care se dorea atunci a fi. Și n-am votat pentru la ședința Consiliului Partidului atunci, în ianuarie 2016, am spus că alegerile anticipate nu cred că vor fi, nu vor merge, PD-ul nu va merge la alegerile anticipate și se forțează pur și simplu candidatura lui Plahotniuc în acest sens și așa mai departe. Deci voi liberali atunci din 2009 până în 2015, când spuneați că Filat și PLD-ul lui sunt dușmanii poporului, n-ați înțeles că de fapt altcineva are scopuri măreți în țara asta? Probabil se înțelegea, sau cum să spun, se presupunea, dar cumva dorința de integrare europeană și păstrarea alianței cumva prevala în fața pericolului alegerilor anticipate. Eu tot timpul am ridicat problema faptului că riscăm să fim trași pe sfoară. Am ridicat atât la primărie cât și în cadrul formațiunii, când am fost auzit, când nu am fost auzit și așa mai departe. Am fost și am făcut conferințe de presă când a fost cu insulele respective în parcul la Izvor, la Europa Liberă parcă. Am spus că prima dată am menționat lucrurile acestea. Nu e adevărat, n-am menționat prima dată în conferința de presă. Ceea ce am spus la conferința de presă și acum, am mai spus la ședințele primăriei. Dar ce o să spuneți? Cum o să mergeți în aceste campanii? Și aici este, dacă doriți, un mare semn. Aici este și o confirmare a dictaturii instaurate și un mare semn de întrebare pe viitor asupra Partidului Democrat. Pentru că nu e vorba doar de... Deci, e clar Plahotniuc în vârful piramidei, dar pe lângă el mai sunt acolo și din Partidul Democrat, și din Partidul Popular European, și din Partidul Socialiștilor, adică Leancă, Dodon, Candu, Filip, toți ăștia împreună. Deci, acest Partid Democrat, pe de o parte, prin ceea ce a făcut vis-a-vis de toți partenerii de alianță din 2009 încoace, a arătat că în el nu se poate avea încredere. Că își trage pe sfoară partenerii, colegii, aliații și îi distruge după aceea în măsura în care poate. Asta unu. Și doi, dorește să instaureze, deja și făcut-o, dictatură, să guverneze de unul singur și dacă se poate pe termen nedeterminat, până la moarte, cu picioarele înainte, ca pe Brejnev. Cum a zis domnul Cantu, PD la putere acum și în vecii vecilor. Amin. Amin pentru Moldova în cazul dat. Deci noi de la Moldova fără Voronin și fără comuniști și fără Voronin, cum era? Moldova fără Voronin, fără comuniști. După aceea Moldova fără sărăcii, bag seama că o să ajungem la Moldova fără oameni, fără cetățeni, sau Moldova în vecii vecilor, amin. Nu vreți să-mi spuneți amin pentru Moldova, pentru că altceva nu au ce oferi. Este cert că ei au instaurat dictatura în Moldova. Un grup de persoane cu reprezentativitate cât acolo, 6-7% în sondaje, dacă o fi, controlează 99,9%. V-am auzit la multe ani. Dumneavoastră chiar serios considerați că veți fi condamnat? Sau asta ați spus-o din emoții? Cine a ieșit? Nu. Cine a ieșit achitat din judecătoria Buicani? A ieșit vreun achitat? Nu. Judecătoria, în general, justiția în Moldova este independentă? Nu. Clar, se lucrează cu indicații și la comandă. Din câte cunosc, în general, unii judecători nici nu scriu hotărârile, doar le se aduce scris și ei nu mai semnează. Și recunosc, mai spun lucrul ăsta, așa, prin persoane, anonim și așa mai departe, de frică tot așa. Nu știu dacă o să aibă curajul, nu cred, 1% dau șansă că o să aibă curajul judecătorul actual sau alt judecător care ori mai fi și pe la curtea de apel și nu mai știu pe unde, să oprească tăvălugul și să zică nu. Altfel ajungem la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și acolo cu siguranță câștigăm pentru că este 1-1 cu cazul Navalny
din 2014 versus Rusia. Ce putere are CEDO în afară de faptul că spune guvernul, achitați omului niște bani? Doar nu spune eliberația măcar, sau măcar pentru, măcar pentru inimă, pentru suflet, pentru obraz, dreptate. Că asta e mai presus decât orice. Am înțeles că nu vreți să ne spuneți dacă veți candida sau nu la funcția de primar la locale care ar urma să aibă loc acum mai. Dar eu atunci vreau să vă întreb altfel sau altceva. Trebuie să fie anunțate alegerile, după care vedem care cum trebuie să procedăm cu candidatul, candidații și așa mai departe. Dreapta trebuie să aibă un candidat comun, unic. În cazul în care aceste alegeri vor avea loc, pentru a fi corect și în spirit democratic, așa cum suntem noi, tot timpul în turul 1 au participat toți cei care au dorit, în turul 2 s-a confruntat dreapta cu stânga. De cele mai multe ori asta a fost formula firească și orice lucru trebuie să coacă, orice fruct trebuie să coacă, nu știu cum să mă exprim. Noi acum vorbim despre alegeri, oamenii își pun întrebarea, care alegeri, de ce, cum? A, pentru că Chirtoacă și-a dat demisia. Dar de ce și-a dat demisia? Hai să înțelegem de ce și-a dat demisia. După aceea, de ce alegeri? Pentru că să alegem primar, primarul o să fie pentru un an de zile. Care e sensul să ai primar pentru un an de zile? Deci noi trebuie să mergem după logica omului simplu. Omul simplu, sper să înțeleagă că uzurparea puterii la primărie nu mai trebuie să o mai acceptăm. Și așa am... a stat pe capul nostru uzurparea asta aproape un an de zile și am încercat pe toate căile să revin. Nu este posibil. Deci trebuie să înlăturăm uzurparea. În același timp avem alegeri parlamentare la sfârșitul acestui an. Ele oricum vor fi trunchiate, vor fi fraudate într-un fel, pentru că asta cu circumscripțiile și cu mixtul este fraudă în ceea ce privește votul pro-european. La nord și la sud, pro-europenii sunt în minoritate. Automat acele circumscripții, în proporție de 2/3 din toate, vor fi câștigate de partida pro-est, pro-rusă. Nu știm de tradițional votul acesta. Și atunci, în cetățeni trebuie să se trezească dorința de a avea, de a fi readusă democrația, de a fi restabilită ordinea constituțională, cum să mă exprim eu, că deja noi am ajuns ca în Transnistria, un fel de dictatură din asta, aiure. Și dacă reușim treaba asta, atunci vedem deja și cu candidatul și cu toate celelalte. Altfel punem, ne grăbim, punem carul înaintea boilor și riscăm să nu fim înțeleși de cetățeni. Imaginea dumneavoastră deja datorită presei sau a unei părți este destul de șifonată. Păi și desc și eu destul de șifonat și cifulit. Cum mai este. Nu credeți că trebuie să vorbiți cu ăștia gen Maia Sandu, Andrei Năstase pentru locale, pentru un candidat mare? Orice chestiune făcută artificial dă peste cap totul. Este necesar să ajungă la o colaborare firească, care să se vadă că ea are o bază, nu din pod. Dacă dintotdeauna am avut candidați pentru un tur întâi de la toți, înseamnă că și acum de or fi alegeri, candidați în tur întâi de la toți. Pe parcurs lucrurile se vor cerne, vor se va mai vedea ce și cum. Dar dintr-o dată acum să începem totul, a face declarații mari și tari, după care să ne prindem în contradicții ale propriilor declarații, nu are sens. O să facem mai rău. Cum să ne unim forțele pentru ca niciun vot să nu fie risipit la parlamentare? Asta e o întrebare absolut legitimă. Și am și spus și vineri în conferința de presă. Dacă tot e centenarul Unirii, dacă tot vrem să arătăm că suntem uniți, atât trebuie să găsim formula prin care niciun vot să nu fie risipit la parlamentare, unde el se dorește a fi risipit prin acest sistem mixt, încropit de Plahotniuc cu Dodon. Pentru că ei sunt autorii care au făcut treaba asta cu mixtul, ceea ce înseamnă că ei și reprezintă guvernarea. Partidul Democrat cu Partidul Popular European și care mai sunt acolo cu ei și Partidul Socialiștilor. Ei sunt parte a guvernării. Ei sunt toți împreună, fac parte din guvernare. Voturile vor fi risipite dacă vor merge la Partidul Unității Naționale? Unde? La parlamentare? Da. Să ajungem să vedem cum o să arate formula pentru alegerile parlamentare. Dar acum îngrijorarea este că primarii sunt forțați liberali să adere fie la PD, fie la Partidul Unității Naționale, dacă nu vor să sfârșească cu condamnări și dosare penale. La conferința aia de presă de vineri spuneați că o să-l sunați pe domnul Băsescu. L-a sunat? Am transmis că doresc să mă întâlnesc cu dumnealui. I-am scris și dumnealui mesaj. SMS. Niciun răspuns? Deocamdată nu. Dar o să luăm legătura, cu siguranță, cumva. Bun. Am înțeles că noi nu avem primar acum, da? Legea zice că nu avem niciun primar. Da, acum, conform legii, nu există primar în municipiul Chișinău. Bun, asta spuneți voi liberali. Da, juridic, veți merge în instanță să demonstrați asta cumva, să dați în judecată. Chestiunea asta
se întâmplă pentru că ei au încălcat legea la desemnarea primarului, așa numit interimar. Dacă ar fi fost votată o persoană, oricine, orice persoană, dacă ar fi fost votată de Consiliul Municipal, era primar interimar legal numit în funcție. Oricare persoană. Grozavu, Codreanu, Radu, oricine. Oricare cetățean al Chișinăului. Dar nu a fost votat nimeni. Și atunci nu există legătură între cetățeni și persoana aleasă în funcția respectivă. Asta noi spunem cui? Pe cine interesează asta dacă nu se întâmplă? Asta noi spunem cetățenilor care trebuie, sper să înțeleagă, că nu avem democrație, lege în Moldova, avem dictatură. Pentru că doar în dictatură lucrurile se întâmplă pe dos față de cum scrie în lege. În țara asta s-a vrut 1 miliard. Aproape nimeni n-a ieșit la protest. Și noi în loc... În țara asta s-a spălat 20 de miliarde. Și în loc anume acum... problemele astea să fie acum discutate, mai ales în preajma alegerilor parlamentare. Noi discutăm despre cum a fost o chichiță juridică numită sau nu în funcție, ilegal sau nu, doamna respectivă sau nu știu cine. Deci și devierea subiectelor importante. Eu înțeleg că, da, trebuie să punem detectoare la sobe ca să nu se nădușe cu fum oamenii în casă. Și asta este, într-adevăr, o problemă în Republica Moldova. Dar asta cumva serviciul situațiilor excepționale ar trebui să o rezolve rapid și fără prea multe discuții. Că ei sunt cu detectoarele acolo unde este cazan de gaz, de exemplu. Da? E obligatoriu să ai detectorul la bucătărie care țiuie dacă ai prea mult concentrație de gaz în cameră. Dar din câte am înțeles, au făcut reportaje nenumărate la mass media holdingului despre această problemă, ca după aceea să vină domnul Plahotniuc cu soluția. Detectoare în sobe. Bun. De acord, problemă. Dar miliardul când îl rezolvăm? De-am ajuns la detectoarele din sobe. Că au trecut 4 ani de când problema este ridicată în spațiu public și nu mai știu câți din 2010 s-tot luau de asta de la Banca de Economii Credite Neperformante. Deci, lucrurile o să ne fie tot servite așa în continuare, cu subiecte cât mai diferite și cât mai multe altele decât subiectele principale. Dacă totul este controlat de către PD, de ce investigarea furtului miliardului nu se duce până la capăt, ori ei jurau că PLD-meu e vinovat de tot? Părerea mea este următoarea. Noi avem credite neperformante la 3 bănci. Banca Socială, Banca de Economii, Banca Socială, Unibank și parcă plus creditele vechi de la Invest Privat Bank absorbite la Banca de Economii. Deci 3 bănci cu a 4-a mai din urmă. Dar 3. Banca de Economii, Banca Socială, Unibank. Acolo s-au adunat credite neperformante, din câte îmi amintesc eu cifrele, la 9 miliarde de lei. Din această cauză, băncile au dat faliment. Dând faliment indiferent, private, de stat, cum au fost ele privatizate acolo, că avem nevoie, cum spunea domnul Leancă, investiții și din est și din vest, dar de fapt, mă rog, o fraudă. Asta era la sfârșit din noiembrie 2014. În ultimele 3 zile, înainte de alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, această gaură de 9 miliarde a fost mărită până la 15 miliarde, dacă nu greșesc. Cum? Băncile comerciale din Republica Moldova, toate, private care erau, toate care sunt, au adunat toate lichiditățile, mă rog, poate, cele mai mari, cel puțin, din câte cunosc, vreo 5-6. Agro, Incon, Victoria, nu mai știu. Au adunat toate lichiditățile care le aveau și au dat un împrumut pe termen scurt băncii de economii, ca și cum, pentru a-și rezolva problema stabilității pe moment. Acei bani, ajunși la Banca de Economii, imediat au fost transferați peste hotare, în câteva zile. Prin urmare, gaura de la Banca de Economii, de la 9 miliarde, a crescut la 15. Guvernul Leancă vine și dă o scrisoare de garanție băncii naționale, după aceea vine guvernul Gaburici și dă tot așa scrisoare de garanție și din rezervele băncii naționale sunt luați acești bani, acoperită gaura de la Banca de Economii, iar Banca de Economii, acele 5-6 miliarde care le-a luat de la băncile comerciale, le returnează băncilor comerciale, dar nu de înapoi luând de peste hotare ce a transferat, ci din rezervele băncii naționale. Adică gaura creditelor neperformante a fost mărită de la 9 miliarde la 15 în câteva zile, în 3 zile. Și atunci au fost știri că s-a furat al 2-lea miliard. Au fost asemenea știri. Iată, chestiunea asta nu se putea face fără implicarea guvernării. Pentru că pe atunci Filat deja nu mai avea putere, Leancă era în bune relații cu Plahotniuc și la băncile comerciale tot dumnealui avea mari posibilități, treceri și control și așa mai departe.
Chestiunea asta noi o puneam în discuții și o ridicam la negocierea alianței după alegerile parlamentare, când ei au făcut guvernul Gaburici cu comuniștii. Am pus și în vara anului 2015 problema asta. Așa și-a fost lăsată sub tăcere și aia este sub tăcere până în ziua de azi. Crol. Păi așa chemăm toate firmele de consultanță din lume și în următorii 100 de ani poate o să ne dea rezultat. Dar dacă autoritățile statului până în ziua de azi n-au prezentat lista oamenilor care au credite, las fie, cum a spus Filip, 90% cinstiți. Haideți să vedem pe cei 90% cinstiți și 10% necinstiți. Haideți să vedem pe toți și ne-am face și noi o impresie. Că altfel cum merge. Și a cerut scuză după asta. Păi și a cerut scuză pentru că a văzut că a făcut o declarație descalificantă pentru care în România și-ar fi pierdut funcția de prim-ministru, părerea mea. Și în oricare țară europeană. Asta înseamnă că dumnealui are informații și o ține pentru el și nu o spune. Asta e o problemă. Și punem, întreb și altfel. La primărie spune problema demisia toți. Capcele de afară, Racu afară, Gonte afară, toți afară. Dar de la miliard, de ce nimeni afară? Haideți, bun, capcele cu autobuzul, problemă. Cu toate că pot să spun care e problema acolo. Dar dintr-un miliard cumpăram, am numărat 10.000 de autobuze de euro. 10.000 de autobuze îți cumpărau de 100.000 de euro fiecare, dacă numărat eu bine. 10.000. Și pentru asta, nu că nu și-a dat demisia nimeni, dar toți care au fost în guvernele care au votat garanția pentru miliard și care au făcut toată chestiunea respectivă, au acoperit-o, au revenit înapoi și au și fost promovați în funcție. Filip a devenit prim-ministru, Leancă vicepreședinte de parlament, acum viceprim-ministru, Gaburici prim-ministru, acum viceprim-ministru. Iată, ei sunt tot acolo. Păi atunci cum vine treaba? Ori Comitetul pentru Stabilitate Financiară, cum se mai numește el, a tot fost informat că pleacă bani de la Banca de Economie, anii 2013-2014, chiar și mai devreme, dacă nu. Banca Națională, tot informat, din câte cunosc, Comitetul ăsta Național de Stabilitate Financiară. Pleacă banii de la Banca de Economie, să duc banii peste hotare. Tot PD-ul, prin domnul Guma, din câte am înțeles, a modificat legea în Parlament, prin care nu mai putea CNA-ul să apese așa numitul buton roșu, la care făcea referire doamna Țărnă, ca să oprească orice transfer mai mare de nu știu cât, 50.000 de euro, sau nu mai știu cât, peste hotare. În așa fel încât să fie un control asupra fluxurilor financiare care se duc peste hotarele Moldovei. Toată chestiunea asta o discutăm noi cu dumneavoastră așa, pe degete. Dar documente nu vrea să dea nimeni. De ce? Ori asta trebuie să fie problema numărul 1 pentru votul din toamna-iarna 2018. Dacă dumneavoastră știți care sunt problemele. Dumneavoastră credeți că știți cum ar trebui ele rezolvate. Ați demisionat și ne spuneți și la conferință și la celelalte două emisiuni unde ați fost astăzi, că nu știți că mai departe ce veți face. Candidat sau nu. La circumscripții electorale pentru parlamentare, nu știți. Dacă mergeți în fruntea PL-ului, nu știți. Dacă, în general, candidat sau nu mergeți în politică, tot nu știți. De ce ați demisionat? Da. Haideți să încercăm să explicăm. Haideți. Chiar mulțumesc pentru întrebarea asta. Nu e vorba că nu știu. E vorba că, așa cum am spus la începutul emisiunii, că am ajuns cuțită la os. M-am cam săturat și eu. Nu? Fiecare om are niște limite. Da, aș vrea să merg înainte. Și cu primăria, și cu partidul, și cu parlamentul. Da, să fiți cam tineri că vă săturați. Da, dar consumul este și în intensitate, în funcție de turații, nu numai funcție de durată. Și consumul a fost destul de mare anii ăștia. Mai ales cu bătaia de joc care a fost în ultimul an, și cu referendumul, și cu toate care au fost acolo, și cu intrat în viața privată. Deci, uneori, îți vine așa și așa să ajunge. Dar, da, aș vrea să merg înainte. Numai că deciziile, iarăși, trebuie să fie firești, trebuie să vină una după alta. Acum, haideți să o luăm altfel. Eu spun acum, vreau în Parlament, vreau la președinție, vreau la pe președinte. Și mâine ies ăștia pe deu penalul Chirtoacă, infractor ordinar ce este, vrea să scape de dosare și pentru asta vrea să-și găsească imunitate în Parlament, să scape de răspundere și să se ascundă de lege și de furia poporului. Deci o să întoarcă invers. Haideți să le luăm pe rând, nu că pe rând, nu știu cum spun, să le luăm într-o ordine firească. Și în mine cumva, da, este dorința de a duce lupta asta până la capăt. Dar unde e capătul ăsta? Unde este el? Când și cum mai rezolvăm? Pentru că de 10 ani eu nu mai văd deja, dar de 30 de ani cetățenii Republicii Moldova care au mai rămas pe aici, m-au deja și-au luat lumea în cap și-au plecat, nici atâta cred că nu văd. Și am ajuns din rău în mai rău, în dictatură. Dar de ce v-a trebuit al treilea mandat de primar dacă orice student știe că 8 ani e suficient în administrare? Trebuie să schimba ceva. Că al treilea mandat este da. Ce a spus? Buba. Și ce?
Nu, nu cred. Dacă mergeați în Parlament, un ministru, un vicepremier, un prim-vicepremier, poate. Dacă o luăm strict, primul așa. Toate mandatele am fost blocat din toate părțile. Am mai spus lucrul ăsta. Cu toate acestea am reușit să fac niște lucruri ca să mergem înainte. Evident, din cauza blocajelor care au fost și din Consiliul Municipal, și de la Guvern, și de unde doriți, de tot ce ține de concurenții politici, cum să-i mai numesc, cu toate acestea am făcut niște lucruri. Evident că ele s-au făcut cumva mai încet decât ar fi trebuit dacă am fi avut alianță ca lumea în Consiliul Municipal, alianță ca lumea în Parlament și Guvern, legi modificate ca la timp, schimbate niște lucruri. Iată, am văzut plăcuțele de matriculare. Trebuie numai decât să renunțăm la ridicatul plăcuțelor de matriculare. Eu am spus ani de zile la rând treaba asta, nimeni nu mă aude, acum gata să execută. Sau de ani de zile spun, mașinile trebuie ridicate de pe marginea drumului, de pe arterele principale, creată bandă specială pentru transportul public. Nu se face, vedem dacă o face acum. Că altfel nu se rezolvă problema cu fluidizarea traficului, în special pe arterele mari și cu transportul public. Ritmul a fost cumva încetinit. Și bieți în roate, la fiecare pas. Am făcut niște lucruri și urmau aceste 5 proiecte mari pentru mandatul 3 care le-am anunțat. Dacă ar fi mers lucrurile ca lumea, poate le făceam în mandatul 2 și spuneam mulțumim, merg în Parlament. Dar aceste 5 proiecte mari tocmai ar fi adus schimbare de conținut practic în fiecare curte din Chișinău. Nu numai la străzile mari, nu numai la transport, nu numai la Valea Morilor și nu mai știu cum. Pentru că asta se reproșează. Băi, 10 ani, dar n-ai făcut totul și peste tot. N-aveai cum să faci totul peste tot, dar aceste 5 proiecte mari. Transportul public, troleibuze și după aceea și autobuze. Asamblate, respectiv la standarde europene, avem 200, mai rămânea încă 100 și toate sunt noi. În mandatul ăsta se rezolva. Și plus astea cu fără fir la circulație, care și la aeroport acum, pe baterie, rezolvau și în suburbii și aveam tot transportul ecologic. Și acum, nu-i târziu, în suburbii să fie băgate troleibuze fără fir. Și avem transport ecologic, ceea ce ar fi și o performanță. Doi, cu drumurile, Ștefan cel Mare, Negruț, Alexandrie, după aceea, încă 3 străzi din centru și continuare cu Banca Mondială și cu Corporația Financiară Internațională și mai departe, cu BEI și cu BERD la alte artere din oraș. Trei, cu apa, s-a semnat contractul 900 de zile stația de epurare la standarde europene, o companie din Germania. Și apropo, ia să mă acuzi și aici de trafic de influență. Chiar am fost la ședințele Comisiei de Licitații, chiar m-am interesat cine și cum o să fie și am verificat toate chestiunile legate de licitații respectiv. Iată, la chestiunea cu parcările, tocmai că n-am participat la nicio etapă și aici mie mi se incriminează. La toate celelalte unde am participat eu direct și personal, nu mă acuză. Ia să vedem unde o să ajungem. Că eu la toate astea internaționale chiar am participat, în afară de asta cu parcările. Apa, proiectul cu greu, dar iată, merge înainte. Managementul deșeurilor a fost blocat, să vedem dacă o să fie reluat. Și ca să avem sortarea gunoiului și nepoluarea mediului și așa mai departe, o flotă nouă de transport în sensul ăsta, etc. Și izolarea termică a clădirilor, ăsta cel mai mare, cel mai ambițios proiect, iar a fost blocat, să vedem cum o să fie reluat. Astea 5, să le fi văzut merse, implementate sau un curs de implementare ca lumea, mulțumim, la o parte, facem altceva. Da, e adevărat ce spunea doamna Silvia Radu, apropo tot aici la noi la emisiune, că bani pentru Albișoara, pentru râul ăla de acolo, pentru soluționare, sunt la minister, din fondul, din banii europeni, dacă nu greșesc, nu știu. Pur și simplu, de la primărie nimeni nu s-a ocupat de asta, la modul serios. Nu, e adevărat, s-au făcut demersuri în acest sens și direcția construcției capitale și direcția locativă. Și domnul Munteanu, pare mi s-a făcut, a spus despre asta, pare mi s-era vorba și de implicarea României în acest sens, ca pentru a rezolva problema inundațiilor pe Albișoara și de-a lungul râului Bâc, în general, tot de la intrare până la ieșire din Chișinău, trebuie o lucrare de adâncire a râului Bâc, în așa fel încât diferența între râu și stradă să nu fie cum e acum de un metru plus minus când este apă în râu, că vara uneori nu e nici pârâu abia, dacă uneori sunt porțiuni uscate. Pentru că atunci când plouă, vine apa de ploaie în așa măsură încât ridică nivelul și metrul ăsta e puțin, foarte puțin pentru o ploaie torențială. Și automat prin canalizarea pluvială îți iese pe stradă. Deci din start, când s-a făcut strada Albișoara, nu s-a ținut cont de cât de repede se va umfla râul Bâc la ploi torențiale. Și problema asta a existat totdeauna, dar mai ales cu mărirea orașului, cu problema asta cu schimbarea climei și așa mai departe, o să fie din ce în ce mai mare. Ați văzut ce se întâmplă în orașe mai mari cu diferență de 10 metri undeva între râu, cum a fost la Paris cu Sena. Minimum 10 metri acolo este și de-a mai râu.
între râu și nivelul străzii și oricum iese deasupra. Deci fenomenele extreme, din păcate, vor fi permanente de acum încolo din cauza schimbărilor climatice. Și trebuie să înțelegem treaba asta. Și iarna nu va mai fi ca iarna și vara nu va mai fi ca vara. Vor fi pe dos de multe ori lucrurile cum a nins anul trecut în aprilie, când nici până acum nu s-au rezolvat problemele. Și populismul ăsta că rezolvăm repede și din doi timp și trei mișcări nu ține. Trebuie tot râul dintr-un capăt în altul adâncit, vreo 2-3 metri și atunci o să avem șanse mai bune la ploile torențiale. Dar șansele sunt bune ale dumneavoastră sau oricărui candidat liberal care va fi la locale din mai dacă vor avea în fața doamnei Silvia Radu? Haideți să o lăsăm pe doamna Radu, că ea este adusă acolo să execute ceea ce se spune de tandemul Plahotniuc-Dodon, pentru că ei au adus-o și au pus-o în funcție, plus Leancă, plus comuniștii, plus chiar partidul nostru al lui Usată. Ei toți au făcut quorum, au asigurat quorum în sală pentru ca să vină domnul Grozavu cu candidaturile respective. Deci, ea ar fi un candidat serios? Nu discutăm despre... Chiar nu vreau să discut despre dumneavoastră, pentru că nu este corect la urmă orbi. Dacă discutăm despre aceia care au adus-o acolo. Decizia celor care au adus-o, cum spuneți dumneavoastră. Decizia celor care au adus-o, cum spuneți dumneavoastră. Ei să candideze. Lasă să candideze. Plahotniuc, Dodon, Leancă, Voronin, cine acolo? Usatăi, lasă să candideze toți. Cei care au adus-o, aceia să-și asume răspunderea, să nu se ascunde după fusta doamnei Radu. Dar să vină dumnealor, bărbați ai neamului, bărbați de stat, să vină să candideze ei. Nu ce bani de la PSRM care a muțit după ce a pus-o pe doamna Radu în funcție. Că n-a mai scos un sunet după aceea, n-a mai spus un cuvânt. Făcea ca toate viețuitoarele pădurii la ședințele Consiliului. Gata, socialiștii au tăcut și dumnealor în front. Și toți ceilalți, totul e bine. Deci lucrurile sunt, trebuie să le abordăm cum sunt ele real, nu cum ni se prezintă, ca să spun așa. Bun, haideți un pic mai sus la politica asta de la Chișinău, adică centrală, am în vedere. Și între timp vă prinde oricum la ceva la primărie. Hai, prindeți, nu știu ce vreți să mă prindeți. Cum v-a părut anunțul domnului Andrian Candu, președinte al Parlamentului, de a chema o companie internațională care să calculeze cât am pierdut noi de pe urma ocupării regiunii transnistrene de către ruși și să le dă notă de plată prin arbitraje internaționale și așa mai departe. Aparent o inițiativă nobilă, la fel ca și propaganda rusă, la fel ca și trupele de ocupație din Transnistria. Deci dumnealor, Partidul Democrat, ca tare, preiau retorica partidelor de centru-dreapta și democratice de orientare pro-europeană pentru a fultura cu toate aceste lucruri în fața partenerilor europeni și a dobândi mai mult credibilitate și a acoperi prin aceasta dezmățul și fără de legea care o fac în Republica Moldova în interior. Pentru a fi credibil în acest sens, din punctul meu de vedere, trebuie să asigure respectarea democrației, a libertății, a unor lucruri minime, măcar așa cum este în România sau cum a fost în anii 90 la noi, că era o anumită libertate și o democrație la noi, când s-a ieșit din comunismul sovietic. Dacă faci asta și după aceea mai propui și chestiuni de genul ăsta, foarte bine. Altfel, înseamnă că vrei doar să te acoperi cu lucruri frumoase și să nu spui realitatea, să nu spui adevărul. Dar pe Leo, nu se acoperă cu lucruri frumoase când zice că hai să ieșim din CSI? În mod normal, da, bine, asta a fost abordarea noastră dintotdeauna, din 90 încoace. Tot timpul am cerut lucrul ăsta. Noi n-am migrat de la limba moldovenească la limba română, de la parteneriat strategic cu Rusia la parteneriat strategic cu Europa. Ei au migrat. Ei au fost tot acolo unde erau și comuniștii. Și acum au migrat în mesajul ăsta pro-european. De ce PD-ul, care, spuneți dumneavoastră, controlează tot ce e posibil de controlat, nu vrea să modifice articolul 13 din Constituție? În baza deciziei în alte curzi de la Chișinău. Pentru că în teritoriu, dumnealor, merg cu mesaje altele decât cele care le spun chiar în Parlament sau în exteriorul Republicii Moldova. Țin minte că la un congres sau un eveniment, Vladimir Plahotniuc a spus cam așa. Unii una, două spun de ruși, alții spun una, două de români. Dar unde sunt moldovenii aici? Unde sunt moldovenii în Moldova? Deci ei merg pe un moldovenism. Și la
discuțiile care se fac acolo între membrii de partid, susținători, în teren și așa mai departe, moldovenismul cumva primează. Chiar dacă acceptă chestiunea cu limba română, pentru că e ridicol de acum să mai spui că e moldovenească. Însă, în Constituție, dacă mergi pe limba română, automat cumva desființezi discuțiile moldoveniste care le porți în teritoriu și riști să stai craca politică pe care stai. Și atunci, stop, în Parlament nu merge. Dacă doriți, este la fel în toate. De ochii lumii avem justiție, în realitate avem închiziție. De ochii lumii avem Parlament, guvern și cum să vă spun, separarea puterilor în stat, în realitate avem totul dintr-un punct comandă. Avem aparent multe partide politice. În realitate avem practic partid cu mai multe ramuri dirijate dintr-un punct. Partidul Democrat, prin Plahotniuc, dirijează Partidul Popular European, Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, transfugi din alte partide și așa mai departe. Acum, extraparlamentare, dacă e adevărat, cu Partidul Unității Naționale. Și toată butaforia asta se dorește a fi la scară generală, prezentată pentru alegeri generale și cu frică băgată la fiecare, așa, ca și cum ar sta cu sabia deasupra capului, să și voteze la comandă dacă e posibil. Iată, așa ne se dorește nou a fi servit viitorul Republicii Moldova, european, luminos și prosper și cum doriți. Dar declarațiile de unie, declarațiile simbolice care au loc în localitățile din țară, se fac cu acordul tacit al PD-ului? N-am primit semnale în acest sens, dar din câte cunosc, oamenii o fac sincer din primarii și consilierii locali și, apropo, bravo lor, că este singura rază de lumină în toată mizeria asta și mocirla asta în care ne aflăm. Pentru a arăta că gata, nu mai e loc de nimica, asta e singura cale pentru a ieși din impas. Și sunt peste 30 de localități, și sate mai mici și mai mari, și de la nord, și de la sud, și Cimișlia ca oraș de acum. Bravo, domnul Răilean. Dar Parcova, în primul rând, bravo de la Edineț, că primii au fost cu asta. Asta este clar sinceritate, mai ales în anul Unirii, și este și un curaj și o răspundere în fața cetățenilor, pentru că asta înseamnă că și acea comunitate din sat îi susține, pentru că altfel i-ar lua în furci, i-ar da jos poate din primar, din consilier local. Acum, dacă noi mergem așa cu dictatura asta înainte, riscul este, după părerea mea, să se dezmembreze Moldova pur și simplu. Unii s-o ia la dreapta, alții la stânga, Transnistria și așa, într-o parte, după aia Găgăuzia, după aia Nordul, după aia satele care au declarat unirea, să unesc, care sunt pe malul Prutului, fac un pod plutitor peste Prut, s-a terminat. Dar după mine trebuie mers și luat cu asalt trebuie Prut, părerea mea. Cum au luat nemții zidul Berlinului. Domn, nu chiar, nici chiar așa. Eu vă spun cum, dar nu se mai, dar ce noi mai obținem din Moldova? Palatul de la Valea Morilor? Faraonic, de proporții megalomanice și cu un cartier demolat în jur. Deci palatul acela e atâta, spunem așa, cât agenda cu asta aici și în jur totul demolat pentru ce? Case de sute de mii de euro. Care este sensul? Sau trebuie vedere mai bună asupra lacului Valea Morilor sau trebuie securitate sau sunt deranjează vecinii? Da, aceste declarații nu sunt un cadou extraordinar pentru Dodon și socialiști care? În acest an electoral. Ale mele? Declarațiile de unire care au loc în localități. Vedeți că zeci, da. Deja mai mult de câteva. Dodon evident speră că el va așa târâș grăbiș, cum se spune, o să o ducă așa până la parlamentare, o să pozeze în președintele care nu i s-a permis să facă mare lucru și să ia o majoritate de stânga. Chipurile, el este în opoziție cu actuala guvernare. Ori dacă reușim să explicăm cetățenilor, inclusiv și în special alegătorilor Partidului Socialiștilor, că Dodon este parte a guvernării, Dodon este parte a regimului, el nu este opoziție, el simulează opoziția, dovadă, a votat votul mixt în Parlament, l-a promovat cu PD-ul, a dus-o la primărie pe Silvia Radu, a pus ambasadori împreună cu Partidul Democrat, a pus oameni la Gazprom, la Moldova Gaz aici, împreună cu Partidul. Este împreună. Președinte l-a făcut anume PD-ul prin manipularea respectivă. Dar ce cale mai are? El și ținând dacă cont de precedentul Chirtoacă, da. Filat și mulți alții. De ce să te pui împotriva unui tank care deocamdată este imposibil să-l zdrobești? N-am înțeles. Cine? Igor Dodon. De ce să spun împotriva cuiva care deocamdată este imposibil să-l miști? Ei cu siguranță au o înțelegere. După cum vedeți, nimeni nu este atins din Partidul Socialiștilor la capitolul încălcări. Nici de până la 2009, nici după 2009, pentru că comuniștii au migrat la socialiști sau la Partidul Democrat. Ăștia nu sunt atinși, practic, niciunul. Am avut semnale când Consiliul Municipal sunt socialiști,
cu probleme, așa cum consilieri din alte fracțiuni care au fost ridicați, dar de la Partidul Socialist, de la Partidul Popular European, n-a fost atins nimeni. Intenționat, evident. Deci ei au clar o înțelegere de conviețuire și de aranjarea lucrurilor. Probabil scopul lor este ca după alegerile parlamentare Dodon să nu aibă majoritatea de 51 de deputați ca să poată face singur guvernul. La ceea ce nu îi ajunge lui Dodon să se adauge de la Partidul Democrat cât este necesar împreună să facă un guvern și noi atunci încă să fim mulțumiți și bodaproști să spunem că uite ne salvează de socialiști Partidul Democrat pentru că îl ține în șah și nu-i dă voie să aibă de unul singur guvernare. În Constituție avem integrare europeană, deci acum o să forțăm Partidul Socialiștilor să facă integrare europeană împreună cu Partidul Democrat, iar pe partea asta la altă nu ți ajung mandate pe centru-dreapta ca împreună să face o majoritate Dar dacă ajung Maia Sandu parlament. Și Năstase, trebuie să meargă cu Plahotniuc? Poftim? Dacă ajung mandate, Maia Sandu și Andrei Năstase, deci, în mod normal, pentru a avea o guvernare democratică, este necesară resetarea Partidului Democrat, din punctul meu de vedere, care a instaurat dictatura și, prin urmare, nu poate oferi o guvernare democratică. Dar ce înseamnă resetarea Partidului Asta Democrat? Înseamnă democrație în cadrul Partidului Democrat și în, mod și în Partidul Democrat să se vadă această democrație să funcționeze un mod real democratic de organizare a structurii de partid. Adică Vladimir Plahotniuc trebuie să plece din politică sau nu? Ce înseamnă resetarea? Dumnealui, din punctul meu de vedere, riscă să, cum am spus și la emisiunea precedentă, să plece ca Ceaușescu din România, cu elicopterul. Vara trecută se plimba cu elicopterul pe Moldova, singurul care l-am văzut că zbura pe aici. Și a aterizat, apropo, la Valea Murelor, la acel palat. Și după cum se vede, asta e singura perspectivă, pentru că dictaturile altfel nu sfârșesc decât așa. Dar oamenii nu strigă în stradă, domnul primar. Oamenii nu se revoltă din câte vedem noi. Poate atunci Facebook. Atunci stăm bine mersi așa mai departe. Așteptăm pe fiecare să-l strângă la perete, să-l aresteze, să-l distrugă și să vedem dacă mai rămâne cineva în Moldova sau în Geneva, o să stingă ultimul lumina. Și cu asta am terminat discuția despre Moldova. Revenim un pic la unire. Igor Dodon spune că unire, o eventuală unire cu România, înseamnă război civil. Ați văzut declarația. Ați spus așa. Da, lui folosește declarații din ce în ce mai... din astea așa, mai mari, mai... cât mai răsunătoare ca să-și facă lobby electoral. Dar declarația lui Traian Băsescu pe care o pregătește pentru Parlamentul României? Niciun fel. Asemenea, declarații există în apropo, declarația de independență a Republicii Moldova spune același lucru, practic, cu condamnarea pactului Ribbentrop-Molotov. Declarația Senatului Statelor Unite din 91 și mai direct spune despre unire și dreptul de unire a teritoriilor ocupate din fosta URSS. Declarația Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice din 89 vorbește despre condamnarea pactului Ribbentrop-Molotov. Deci nu ar fi nici pe departe prima declarație de condamnare asta din Parlamentul României, dacă o să fie. O să mai fie încă una și simbolic în centenarul Unirii. Dar declarații de condamnare a pactului Ribbentrop-Molotov au fost destule până acum. Război civil, asta e o aberație, o prostie. Foarte bine știu toți cetățenii Republicii Moldova că noi aici ne împărțim în unioniști, pro-europeni, neutri și pro-Rusia. Și conviețuim cu toții pașnic, înțelegând cu toții că viața mai bună poate veni numai din Uniunea Europeană, dar în același timp cu toții avem un fel de legături din deprindere, din felul de a fi, din viață, din cum a fost viața, din cum ne-a fost trecutul cu Rusia, cu Estul, cu emisiunile lor, cu televiziunile lor și așa mai departe. Mai puțin partea de propagandă, partea politică și așa mai departe. Că asta este chiar minciună peste minciună acolo și mai mult nimic. Deci, toți asta o știu și cumva încă mai există așa în societate, dar cu cine e mai bine? Că poate aia ne-or da gazul mai ieftin, nu se mai dă nimeni gazul mai ieftin. Viața mai bună poate veni numai dinspre Europa. Și cred că e un lucru cert și clar pentru toți. Dumneavoastră aveți vreun mesaj pentru electoratul unionist care se pare că nu va mai aparține, domnul primar? Ce să facă la parlamentare? Nu, ce înseamnă electoratul unionist care să aparține? Care întotdeauna a votat deci, pentru Roșca, după care noi, pentru voi, liberalii? Haideți să spunem așa, fac și eu parte din electoratul unionist. A. Și ca toți ceilalți unioniști din Republica Moldova, a trebuit să fim alături de pro-europeni, cum a fost PLDM, adică centru-dreapta, și din neutri pro-europeni, centriști, centru-stânga, cum a fost PD, ca să încercăm să mai mergem spre Europa și Unire.
Asta ne-a fost, din păcate, destinul sau nu știu cum spun, misiunea. De atât ne-am și fript cu chestiunea asta. Încercăm să mergem mai departe, să vedem în care formulă și cum. Dar cert este că direcția unionistă în niciun caz nu trebuie abandonată, dimpotrivă, ea este în creștere, se lărgește și din ce în ce mai mult sunt unioniști. Ori vrea să le fiu eu reprezentant și colegii mei de la Partidul Liberal, foarte bine. Ori să găsească mai destoinici, de asemenea foarte bine. Dar să fie adevărați, să nu fie falși, să nu fie împreună cu unii alții aranjați și să poată să ducă drapelul înainte până să o face unire. Punul domnului Șalaru și a doamnei Guțuș Băsescu este alternativă? Am spus clar că am informații certe din prima sursă că doi primari cel puțin plus și alții, dar doi am clar informații, au fost presați să adere fie la Partidul Democrat, fie la Partidul Unității Naționale, ca să scape de dosare. Și au scăpat dosare? Nu știu dacă au scăpat sau nu, dar domnul Șalare a aderat la Partidul Unității Naționale, fiind într-un conflict extrem de drastic cu Partidul Democrat și nu ar fi fost înțeles de Băcioieni dacă adera la Partidul Democrat. E clar. Domnul Chiertoc. Nu ar fi fost acceptat. Faceți abstracție, vă rog, de faptul cum îl cheamă președintele Republicii Moldova. Da. Cum vă pare decizia în alte curți de a-l suspenda ori de câte ori refuz șeful statului, repet, oricum ilegală și neconstituțională. Nu mi se pare corect. Nu există suspendare pentru a semna un document. Există suspendare pe termen, o zi, două. Și dacă e suspendare, înseamnă că trebuie făcut impeachment în Parlament pentru încălcarea Constituției și demis din funcție. Nu există suspendare. Nu are sensul atunci existența președintelui dacă pe dânsul aleg cetățenii și după aceea el oricând poate fi dat la o parte ca să facă altcineva o atribuție a lui. Sau lucrul ăsta trebuie să fie reglementat în Constituție. Ca să fie clar, în caz de blocaj, de contradicție între președinte și Parlament, pentru a nu fi de fiecare dată alegeri anticipate, cum a fost pe vremea Snegur, conflicte Snegur-Parlament, după aceea Lucinski-Parlament, tot conflict și alegeri anticipate, atunci trebuie reglementat în Constituție. Iată, Voronin avea posibilitatea să facă treaba asta. Da, n-a modificat Constituția în sensul echilibrării lucrurilor ca să nu mai apară asemenea prostii. Și acum ne ducem la absurd, când lucruri care nu sunt scrise în Constituție apar nu știu de pe unde, de pe pod, și sunt... Deci fac abstracții de cine, de cum îl cheamă pe cel care se găsește la condrița și la președinție. Cert este, din punctul meu de vedere, nu este corect ceea ce s-a întâmplat. Nu există așa tip de suspendare. Asta e nonsens și juridic și constituțional și cum doriți. Și dacă ne amintim că îl cheamă Igor Dodon, așa, dacă spuneați că e tandem cu Vladimir Plahotniuc. Da. Păi trebuie simulată o opoziție cu guvernare. Trebuie arătat că e contradicție. Poporul nu trebuie să-i arătăm că ei sunt în conflict. Sau dacă o să zică Partidul Democrat și Igor Dodon o să execute, atunci nu știu cum o să-l mai creadă pe Igor Dodon cineva că el o să execute direct. Că el este în contradicție cu guvernarea. Și atunci simulăm o opoziție între, un conflict între Dodon și guvernare, respectiv îl suspendăm pe Dodon, ceea ce îi dă posibilitatea lui Dodon să spună, dar nu, eu n-am făcut nimic, eu n-am semnat, eu n-am scris, eu nu, asta e ei. Și dumnealor semnează și facă interesul la guvernare, Dodon rămâne ca și cum cu mâinile curate, basma curată și așa mai departe. Dar în realitate e clar că e o înțelegere între ei. Evident, nu știu, cui mai trebuie dovezi. Bun, eu mai am vreo două întrebări, deși cu dumneavoastră stau mult. Deci e o problemă, câte întrebări sunt, răspund. Ce știți despre clădirea asta, nouă sediu al Partidului Democrat? Cui a aparținut? De unde a ajuns? Este sediul Partidului Comuniștilor, construit pe un teren de fotbal, încă înainte să ajung eu primar, recepționat final pe vremea când eram eu primar, sediul al Partidului Comuniștilor. Era documentele le-a depus Partidul Comuniștilor. După care Voronin ți-a minte că a spus că e de vânzare, nu s-a mai mutat în el, l-a vândut. Acum echipurile proprietar, niște firme care, niște offshore-uri de pe nu știu care străinătate și Partidul Democrat ca și cum ar sta cu chirie. Doar că investițiile care sunt făcute acolo, clădirea nouă, neintrată în ea, nimeni n-a folosit-o nimica, a suferit modificări, am înțeles, de fațadă și de reconstrucție și nu mai știu cum, de milioane, cred că. Și nu știu dacă un chiriaș ar investi atât într-o clădire închiriată. Deci, presupunerea mea e că proprietatea este tot a lor și probabil tot ei au și construit-o pentru Partidul Comuniștilor de la bun început, adică Plahotniuc și anturajul, ci că s-ar fi săpat un tunel de la clădirea respectivă a Partidului Democrat până la locuința care o are pe strada Bulgară. Acolo sunt puse sisteme de securitate pe care nici președinția, nici guvernul Republicii Moldova nu le au.
să întrepte sistemul de securitate, barieră, piloni, apoi zid și cu poartă glisantă, camere video din toate părțile, în toate părțile, până și emblema partidului. Curtea este acaparată de Partidul Democrat, curtea din spatele procuratorii, până și emblema Partidului Democrat este pusă la peretele procuratorii și nu la peretele clădirii Partidului Democrat. Adică e un cartier, toți dați afară din jur, cadastru, din câte am înțeles și el tot, din toată clădirea aceea care aparține guvernului, unde erau diferite instituții de stat, iar toți mutați, judecătorie de asemenea mutată și de jur împrejur puși numai procurori, din câte am înțeles, toate procuratorile o să fie mutate în clădirea asta care este în fața sediului Partidului Democrat, adică la Ștefan cel Mare. Bulevardul Ștefan cel Mare, clădirea asta cu procuratura cauze speciale, cum se mai numește ea, și după aceea în spate Partidul Democrat. Acolo a fost un teren de fotbal unde jucam eu cu colegii de la Gheorghe Asache, pentru că la Gheorghe Asache nu era teren de fotbal. Dacă să faci tunele, e nevoie de autorizația primăriei sau pot să fac și eu tunel? Nu mai știu ce a fost cu acel tunel, chiar nu știu. Dar am auzit că este. Știți de inițiativa pediștilor prin care candidații la parlamentare vor fi nevoiți să aibă certificat de integritate? Mm. Ați auzit de ea? Am auzit, da. Nu veți obține certificatul dacă veți candida. După cum or să aibă ei interesul, știți cum. Aici, de asta și există justiția din Moldova, ca să nu poți obține certificat. Cui trebuie, îi dăm certificat, cui nu trebuie, nu îi dăm certificat, ca să nu iasă că îl privăm pe cineva de dreptul de a candida, îi dăm o condamnare, găsim oricum oricui pentru ce, după care nu poate candida pentru că nu poate lua certificat. În același timp, asta e recomandare de la Comisia de la Veneția, înseamnă că le-am aranjat pe toate și Comisia de la Veneția îi dăm răspuns și noi ne-am rezolvat problema în Moldova și totul este bine și frumos, candidează doar cine trebuie, cine este controlabil, șantajabil și așa mai departe. Cum a spus doamna Țărnăt, văd că tot au trecut așa, cu vedere declarația dumneavoastră. Ea a fost director adjunct la CNA, da? Ea a spus acum nu știu câteva zile. Din păcate, în Republica Moldova persistă fenomenul că dacă o persoană nu este șantajabilă, este periculoasă. De ce o persoană neșantajabilă este periculoasă? De ce? Se spune dumneavoastră așa ceva. Cum logic să te gândești la ideea că un om liber, independent, sănătos și așa mai departe, el este un om periculos? De ce trebuie să fie un om liber și independent periculos? Într-o democrație pro-europeană, promovată de Partidul Democrat, cu scoaterea trupelor din Transnistria, cu pagube să ne dea Rusia pentru ocupație armată și așa mai departe, cu integrarea europeană în Constituție, de ce un om liber și independent este un om periculos într-o asemenea țară de succes crescută de cei care vor să ne fericească? Păi de ce? Nu știu, e o întrebare care o adresez eu cetățenilor care spuneți dumneavoastră că stau pe Facebook, vorbesc așa doar cu unul cu altul, dar nu ies în stradă. Nu că ei acum o să mă atace pe mine, că eu chem oamenii să iasă în stradă ca să mă apere pe mine de dosare. Nu, eu chem oamenii să înțelegem corect realitatea lucrurile. Că dacă o înțelegem corect, atunci n-au șansă de izmândă ăștia cu dictatura lor. Asta a fost o coincidență de anunțul lui USAT că demisionează și după care la scurt timp și dumneavoastră? Nimeni nu o să creadă că a fost o coincidență. Toți o să interpreteze că împreună, că înțelege. Ok, când v-ați uitat la televizor, v-a inspirat anunțul lui USAT? Nu, pentru că în decembrie am dat de înțeles celor care au fost de la Consiliul Europei că s-ar putea să ajung la o asemenea soluție, dacă nu voi fi restabilit în funcție și ei mi-au spus, păi dumneata ai să fii acuzat oricum, că rămâi în funcție oricum, ești acuzat? Când dai demisie oricum, tot vei fi acuzat. Ei mi-au spus, experții europeni, încă în decembrie e treaba asta, au înțeles. După aceea am făcut o scrisoare deschisă, tot în decembrie. Ea este pe internet, pe Facebook, la mine și așa mai departe, în care am descris starea de lucruri și am specificat că în mod normal trebuie să fiu restabilit la serviciu. Dacă nu s-a restabilit la serviciu, care este sensul aflării mele aiurea întreabă prin oraș? La 1 februarie am prezentat asta în conferința de presă. Le-am prezentat încă o scrisoare în care le-am spus că, din păcate, ținând cont că n-am fost restabilit la serviciu, că toate merg pe dos așa cum merg, altă soluție decât alegeri anticipate nu avem în Chișinău. Ceea ce automat presupune să dai demisia. Asta era 1 februarie. Pe 9 februarie le-am mai trimis o scrisoare în care le-am spus negru pe alb că urmează să renunț la mandatul de primar de Chișinău, având în vedere 1, 2, 3, 4. Și asta a fost vineri 9 februarie, ori domnul Sat i-a anunțat, pare mi se, luni sau marți, deja 12, 13 sau cât era februarie, în aceeași săptămână în care și eu pe 16 am renunțat. Deci eu, cum să vă spun,
E o coincidență de săptămână, dar niciun fel de înțelegere prealabilă, discuții, nici înainte, nici după, n-am avut. Bun, domn primar. Miercuri, apropo, miercuri începe reparația la greu a clădirii președinției, pe banii turcilor. Dumneavoastră, ca administrator al orașului, sunteți de acord cu astfel de tactici atunci când nu sunt bani și vin niște străini, frați sau nu prea frați, și ne ajută financiar? Eu am așa o presupunere că chestiunea asta se face indirect prin Turcia. De fapt, presupun că finanțarea este din Rusia, cum mare parte Dodon are finanțare din Rusia, din câte cunosc eu așa, din spusele oamenilor, colegilor. Este o chestiune cu Bahamas, prin niște firmele, prin Bahamas, offshore-uri. Diverse persoane sau chiar prin Statele Unite, vorbitori de limba rusă, primesc bani, transferă bani aici, tot la vorbitori de limba rusă, membri de partid. Aceia aduc bani și fac donații la Partidul Socialiștilor. Ei, presupun că o asemenea chestiune poate să fie făcută și prin Turcia, de către Rusia, pentru a-i da bani să construie, să repare președinția, dar dacă ar fi fost Rusia direct, ar fi fost urât, ca să zic așa, da? Uh-huh. Adică ar fi bătut și mai tare la ochi cu atitudinea lui prorusă. În același timp, chiar dacă nu este așa, faptul că, din punctul meu de vedere, clădirea președinției este o clădire simbolică. Simbolul pentru Republica Moldova, ca și statuia lui Ștefan cel Mare, ca și Parlamentul, ca și Guvernul, ca și Clopotnița, ca și multe alte simboluri care le avem. În momentul în care, e o chestiune pe urmă de demnitate, vorba aceea, mai bine sărac dar curat. Adică în anul Ștefan cel Mare pe care el îl anunță, știind istoric care a fost situația între Turcia și Moldova lui Ștefan cel Mare, tu să vii cu Turcia să repari, să prezinți simbolul statului, da, înțeleg, poate fi reușit, frumos, nu știu cum, dar mi se pare grotesc sau lipsit de demnitate națională. Pentru că nu este bună asocierea. Un asemenea simbol, după lămurirea crimelor de la 7 aprilie care au fost împotriva tinerilor, în mod normal trebuie refăcut prin efort național al tuturor, dar după lămurirea crimelor, ca să fie clar cine a făcut, cum a făcut. Dar așa, crimele mușamalizate, găsit acolo un țapi spășitor, cum îl cheamă pe băiatul de la poliție care a fost judecat, și în rest nimeni nimic, mai mare din Ministerul de Interne, și presupun că și de aici este un conflict cu mine, pentru că la 7 aprilie noi am avut un conflict direct cu cei care au fost din structura sistemului forțelor de ordine. Zubic, de exemplu, stă la Plahotniuc, la Argus, sau cum se cheamă firma aceea de pază. Jezdan, ministrul de interne. Ei toți erau implicați în operațiuni. Zubic era în piață cu, cum îl cheamă, cu gumeniță, dădea cu piciorul în gumeniță în tineri, în băiatul din Franța. Și alături era Zubic. Deci, și aici este o mușamalizare. Și acum, după toată mușamalizarea asta, mai vin și turcii și ne fac palatul prezidențial. N-am nimic cu turcii, nu sunt împotriva lor. Dar lucrurile sunt date peste cap și în privința asta, demnitatea națională este și-a călcat în picioare. În mod normal trebuie lămurite crimele de la 7 aprilie, cine, cum, de unde, și apoi, cu efort al fiecare dintre noi, refăcut acest simbol al Republicii Moldova, dacă vorbim de statalitate, dar chiar și dacă vorbim de partea regională. Nu o fi parlament, o fi un consiliu regional, sau cum să o numi în caz de unire mai departe, structura respectivă. Însă așa nu merge. Ateneul de la București a existat pe vremea regiului Carol. Un leu pentru Ateneu. Dita mai bijuteria arhitecturală. Tot poporul român este mândru că a făcut acel Ateneu. Toată Europa este recunoscută acea clădire. Noi nu știu cum ne ducem acum în secolul 21, din nou sub turci, cum am fost în secolul 14-15 și cu care s-a luptat Ștefan cel Mare. Da, poate cineva va considera că e extremist, nu mai știu cum, declarația asta mea, dar să mă înțeleagă corect. Este vorba despre simboluri, iar simbolurile nu pot fi în felul ăsta comercializate, nu știu cum să mă exprim. Că sună comercial ceea ce vrea să facă dumnealui. Serios? Am făcut și Valea Morilor, am făcut și Scara cu Cascade, am făcut și Scoarul Gării, am făcut și Bulevardul Ștefan cel Mare la urma urmei. O clădire nu o putem face. Asta noi, primăria, care avem buget de câte ori mai mic decât Guvernul Republicii. Da? Guvernul are 20 sau 30 de miliarde plus
miliardul furat și plus împrumuturi de la europeni și așa mai departe. Și noi, primăria, cu 100 de milioane de cu 3 miliarde de lei, și am, dintre care 90% cheltuieli curente, am făcut atâtea edificii. Dumneavoastră chiar ați declarat la Vasile Munteanu la emisiune că sunteți gata să faceți pușcărie, dicție de răs la PD și scăpați astfel de probleme? Da, indiscutabil. Deci să fie clar, oricare ar fi consecințele, și eu îmi dau seama că vor fi consecințe mult mai nefaste. Deja a fost urât chestiunea cu referendumul cu viața privată și ce a mai fost acolo în noiembrie. Bătaie de joc, vorba domnișoarei Hadârcă, dacă nu greșesc. Placodniuc, până nu trage chiloții în jos oponentului, el nu se poate liniști. Că așa a fost și cu Filat, după aceea a fost și cu mine. Eu pretind că asta sunt socialiștii. Dar, oricum, referendumul a fost făcut împreună cu socialiștii. Și dacă și-a permis toată bătaia de joc, scoaterea din funcție, cu aducerea lui Radu, cu referendumul, cu toate chestiunea asta, la fel la Bălți, la fel în toată Republica, toți primarii strânși de gât și așa mai departe, toate structurile statului, toate partidele care se opun lui, toate hăcuite, distruse și așa mai departe. Înseamnă că nu o să se oprească aici. Înseamnă că vrea dictatura absolută. Doar că am spus simplu. Băi, ești un bun și spune, vreau să conduc eu de unul singur Republica Moldova. Prin toți acești interpuși, dați-mi votul, voi cetățenii Moldovei. Sincer, deschis, nu trebuie simulare, nu trebuie mască democratică. Spune real cum este. Tu-mi crede. Poate tu-mi alege, cine știe. Convinge-ne. Dacă e tot așa putere și la Parlament, și la Guvern, și la președinție, și în mass media, și în business, și peste tot. Dar este cert că o asemenea abordare de a rămâne în picioare, de a nu te da, cum am spus, așternut sub ei, o să se lase cu consecințe mult mai nefaste în ceea ce mă privește. Poate nu dintr-o dată, ca să nu bată la oicu, nu știu cum, dar din câte înțeleg, nu tolerează cineva să îi se opună sau să aibă un alt punct de vedere decât al dumnealui. La dumnealui nimeni nu deschide gura la ședință, toți tac, toți dau din cap. Am văzut și eu chestiunea asta la coaliție odată la ședință în februarie anul trecut. Da. Domnul Ghimpu nu odată s-a confirmat lucrul ăsta, că era practic singurul care se opunea la toți aceia 10 care erau pe acolo și discutau la ședințele coaliției. Tot așa, în numele integrării europene, haideți și-mi face ceva. Și toate chestiunile astea, evident că vor avea repercursiuni. Când, cum, vom vedea. Dar asta nu e viață, să ajungi insectă și unealtă și un fel de asta nevertebrată care se unduiește pe jos, cum sunt lichelele, cum se mai cheamă toate mormologii, cum am mai zis eu, fel de vietăți din astea nedefinite, nici nu știu cum să le spun. Asta nu e o opțiune în secolul 21 și, în general, nici un secol pentru un om care cât de cât e om pe fața Pământului și nu trestie sau mai știu ce alte chestiuni. Raport final pentru 10 ani. Faceți? O să fac un raport de activitate, dar să vedem când, cum, în ce condiții, poate dacă or fi anunțate alegeri când am prezentat candidatul. Vedem. N-a fost un scenariu ca să-l planific în modul ăsta și să mă manifest cu raport de activitate. Domnul primar, eu vă mulțumesc foarte frumos că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc foarte mult succes în tot ce urmează să faceți. Îmi pare rău că am ajuns la situația, să spun sincer, domnul Gonța. Nu e vorba de mine personal, e vorba de oraș, de republică, de noi ca neam, de neam românesc în general, că la 100 de ani de la Unire, când am fi putut fi măcar pe drum pro-european cert, clar, cu o democrație cât de cât funcțională, cu o alianță cât de cât democratică. Nimeni nu cere imposibilul și absolutul. Dar am ajuns mai rău decât ne-am fi gândit și imaginat. Într-o dictatură de cel mai prost și mizerabil gust, când se încearcă a mai fi făcută masca democrației. Iată, albastru ca Partidul Democrat. Păi faceți ca Lukashenko în Belarus. Mai bine dictator decât Galuboi, cum spunea el, da? Fă așa un bun, spune, domnule, dictator, sunt dictator, vreau să conduc Republica Moldova până mă scoate cu picioare înainte ca pe Stalin, Brejnev și ceilalți. Dar spune direct și în față. Nu lua cu democrația și cu toate astea, că nu ține. Să-i scuipat în adresa oamenilor și în adresa a orice. Și asta până la urmă o să ducă la pierzanie. Și dictatura asta și pe dumnealui și pe toți. Dar îmi pare rău că generații la rând sunt sacrificate și în continuare. Și lumea pleacă pe un cap din Moldova. Mulțumesc încă o dată, domn primar. Mult succes în toate și să aveți o seară cât mai calmă. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Important. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândrie.